Modern Elder, o categorie nouă pentru marketer. Glorificarea tinereții este o cultură pe care am îmbrățișat-o cu toții, iar oamenii de marketing s-au adaptat. Nu există prezentare în care segmentul de bază, core target, să nu fie categoria de vârstă 25-35 de ani. Argumentul invocat este profitabilitatea. Acest segment demografic dispune de venituri și apetit de cheltuială mai mari. Pe de altă parte, lucrurile devin foarte aglomerate și greu vizibile. Dincolo de aglomerație, datele demografice, cumulate cu schimbarea mentalităților, ne arată o cu totul altă tendință, modern, elder sau persoane mai în vârstă, dar moderne. Termenul a fost popularizat de Chip Conley, un antreprenor din industria ospitalității, care, la 52 de ani, s-a alăturat echipei Airbnb ca un consultant strategic. Așa cum mărturisește într-un interviu recent pentru o revistă internațională de lifestyle și afaceri globale, a avea dublul vârstei majorității angajaților, iar fondatorii l-au numit un modern elder, adică cineva în același timp curios și înțelept. Dincolo de redefinirea înaintării în vârstă ca un proces de acumulare de experiență și înțelepciune, Conley punctează faptul că oamenii vor trăi mai mult și vor continua să lucreze chiar și la vârste înaintate, ce înseamnă acest lucru pentru marketer? O cunoscută revistă internațională de afaceri atrage atenția că persoanele peste 50 de ani reprezintă peste 50% din consumul de pe piața SUA. În același timp, între 5 și 10% din bugetele de marketing sunt dedicate acestei categorii, iar cele mai frecvente imagini publicate cu persoanele mai în vârstă sunt legate de doctori sau medicamente. Chiar dacă situația demografică și economică a României diferă de cea a SUA, realitatea acestui nou segment de vârstă și de viață merită atenția brandurilor și publicitarilor. Ce poți face tu? Analizează segmentele de clienți cu un focus pe categoria 50+, plus și observă tipare versus alte categorii de vârstă. Redefinește strategia de comunicare din perspectiva imaginii, mesajelor și produselor. Caută parteneri interesați. Fi pro-aging și profitabil.